În partea dreapta prăznicarului din Merești se află și cimitirul satului, așa că în zi de duminică localnicii au asistat mai întâi la slujba religioasă, oficiată la biserică, după care s-au îndreptat spre secția de votare din prăznicar. Unii dintre ei au trecut și prin cimitir, unde s-au dat colaci de pomană. Secția a fost amenajată încă de sâmbătă. Mesele lungi pe care se pune pomana au fost lipite de pereții clădirii în așa fel încât să fie loc pentru cabinele de vot. Doar icoanele au rămas acolo unde le este locul. Pe unul dintre cei patru pereți au fost atârnate steagurile României și Uniunii Europene. Viceprimarul Comunei Vulturești, Cornel Salamahac, ne-a declarat că localnicii au ajuns să voteze în prăznicar pentru că în urmă cu 3 săptămâni, vechea școală din sat, care găzduia secția numărul 538, a ars. Cu bunii, cu relii, procesul electoral trebuie să-și desfășoare activitatea și să ducă la bun sfârșit. Așa cum putem, cu un prasnic, cu un colac, cu un vot, mergem. Problema va fi după ce vom face. Pentru că, având în vedere noi desfințând secția de votare numărul 538, care este pe localitatea Merești, suntem obligați administrativ să asigurăm transportul locuitorilor la cea mai apropiată secție de votare din comună. Vă gândiți dumneavoastră că noi avem 5 km. Asigurând transportul, o să trebuiască să punem microbuz, autobuz. Eu, în speță, ca și viceprimar, primarul, ca și primar, suntem oameni politici. Și s-ar spune atunci, uite ce a făcut, mai ales localitatea mea ca viceprimar, a dus cu autobuzul electoral și va spune atunci să va numi turism electoral. Necesară sau nu, soluția identificată de autorități pentru amenajarea secției de votare nu este îmbrățișată de localnici. Acum eu despre prăznicari, neprăznicari, eu nu prea sunt cu... În cimitir? În cimitir, da, dacă e soare și va să nu se scoale și morții să voteze, cum am mai votat. Nu e normal ca la Sfânta Biserică să se voteze. Da, da, bine că totuși au bună voință și au venit la votare. Eu altceva ce să vă spun. Ați mai văzut vreodată așa ceva? Nu. Am și eu câțiva neșori, am trecut prin lume și așa ceva n-am văzut. Trebuia să... Cel puțin la o casă de, mă rog, la un vecin, mă rog, cum s-au deschis alt magazin, am auzit că azi îi dea drumul, nu știu precis, și era bun. Nu, slujbă și votare. Nu-i normal că trebuia amenajat căminul cultural să facă secția de votare pentru votare, nu în casa de prasnici. Aici e slujbă, e biserică, nu știu cine a aprobat treaba asta, dar vă convine senatorul, i-am spus și lui problemele astea. Printre primii votanți ai secției numărul 538 s-a numărat senatorul PSD Ovidiu Donțu, care locuiește în municipiul Suceava. Parlamentarul susține că a votat la Merești pentru a atrage atenția asupra faptului că localitatea Vulturești este cea mai săracă din regiunea de nord-est. Am ales să votez în satul Merești, comuna Vulturești, tocmai pentru a atrage atenția că suntem în cea mai săracă comună din regiunea nord-est, acolo unde asfalt este doar pe șoseaua principală, drumul care duce dinspre Fălticeni, spre Liteni. Și doresc prin acest semnal și prin ceea ce am văzut în mass media națională să reușesc să conving autoritățile că trebuie să scoatem Vulturești din zona de sărăcie în care se află. Cel mai probabil, secția de votare de la Merești va funcționa tot în prăznicarul bisericii din sat și în cel de-al doilea tur al alegerilor pentru președinția României.